Este oficial, dacă până acum erau doar zvonuri, acum este sigur. 25 mai este data la care au loc alegeri pentru șefia Consiliului Județean, acolo unde funcția de președinte a fost vacantată în urma unei decizii definitive și irevocabile de conflict de interese. Guvernul a adoptat și o hotărâre de guvern pentru programul calendaristic. Candidatul USD este Florin Tecău, care își lansează candidatura joi în prezența premierului Victor Ponta, a vicepriministrilor, parlamentarilor, dar și europarlamentarilor. Dreapta nu s-a putut decide asupra unui candidat comun și vor merge separat în cursa pentru Consiliul Județean. Până acum, candidații oficiali sunt din partea PNL Ion Popa, din partea PDL Cătălin Teodorescu. PMP încă se află în negocieri. Numele candidatului vehiculat este Dan Fotuloiu. Rămâne de văzut dacă acesta va accepta oferta popularilor argeșeni. Mircea Andrei, președintele Mișcării pentru Argeș și Mușcel, spune că va analiza în mod serios problema unei candidaturi la Consiliul Județean.